Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulina. Alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine v-am regăsit! Am urmărit știrea aceea de la Mironul, făcută de colegii noștri. Da, incendiu care a lăsat niște oameni fără casă. Ieri au fost acolo colegii noștri, tocmai a trăsnit. Angela și Modest au filmat. Ce poți să spui? Că la boi, la omul sărac, nici boi nu trag, în schimb, trag trăsnetele. Că tot la ăștia amărâții. Când e câte un incendiu, ceva, tot ăștia amărâții. Când e accidentul mai mare de mașină, tot la ăștia amărâții. Nu știu, parcă se lipesc toate cazurile, de ei. Da. Ce să mai zici? Am înțeles bine, au reînceput lucrările la șoseaua de Cigentura. Așa am văzut și eu că au reînceput, că a fost o problemă cu banii care trebuie dați persoanelor care au acolo terenuri și imobile. Sunt curios câți șmecheri sunt în zona respectivă și vor avea de încasat bani. Este o sumă importantă, am făcut eu un calcul, cam un miliard și ceva. Dacă s-ar împărți egal la toți, ar veni un miliard și ceva de lei vechi pentru fiecare. Acum să vedem cu începutul ăsta, la noi e greu până încep, ai noștri, dar asta nu înseamnă că se termină ușor. Dar și mai greu e să termine. Și mai greu să se termine, pentru că avem atâtea exemple. Este drumul național 17, o bătaie de joc continuă, care durează de ani de zile și este peste puterile mele de înțelegere. Deci este peste puterile mele de înțelegere, nu pot să pricep cum într-o țară în care tu ai președinție, guvern, președinte de Consiliu Județean, dracul, lacul, minister, așa, să nu poți rezolva o problemă cu o firmă indisciplinată. Că are de primit bani, am înțeles. Bun, domnule, are de primit bani, dar până acum ai încasat niște bani. Nu stă dita mai firma de construcții care învârte 10 de milioane de euro niște bani pe care nu i-a primit. Da, și guvernul este un nesimțit că nu plătește la timp. La timp. Dar asta nu înseamnă că și tu trebuie să fii nesimțit să nu mai lucrezi și să o tergiversezi așa. Este bâlci lume, este incredibil. În nicio țară din lume nu cred că se întâmplă așa, în care să vezi oameni aflați la putere, care au funcții în partid aflat la putere, cum vin și se plâng. Dom'le, că aia nu fac, plâng ca niște babina, este incredibil. Cine ar trebui să vină ca să rezolve o asemenea problemă când tu ai toate pârghiile necesare? Absolut toate pârghiile necesare. Nu există nicio pârghie pe care să nu o aibă băieții ăștia care vin și se plâng. Este incredibil. Pe cine să aduci din Marea Britanie să vină camera lorzilor să o rezolve? Cine, dragul? Este o cloacă. Da, cred că asta este termenul, o cloacă în care toți se știu între ei, se învârt niște bani la negru, cu siguranță, și nimeni nu deranjează pe nimeni. Aș spune mai multe, mergând pe linia asta, trebuie să făcute niște schimbări majore în România pentru ca societatea românească să mai poată respira, pentru că România, din vari motive pe care nu stau să le explic acum, a ajuns o cloacă în care nesimțirea și tupeul sunt cele care răzbesc. Da, din păcate. Și în rest nu se face nimic. La noi atâta crește. Dacă s-ar exporta nesimțirea și tupeul, noi am fi foarte bine. Recordmen. Îți mulțumesc, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentarii. Și mai am o chestiune de spus. Astăzi a făcut domnul Lungu o conferință de presă, după cum am văzut. Da. A vorbit și ceva și de termica ta, din nou asigurări că nu vor fi probleme cu apa caldă și cu încălzirea. Asta este foarte bine. Însă n-a zis care vor fi costurile, pentru că pe care va plăti populația. Absolut. Nu? Și mai ales că termica, o societate falimentată, se afundă și mai tare în faliment. Acum a făcut un împrumut de la nu știu ce bancă să cumpere combustibil. Bun, asta este un aspect și m-aș fi așteptat astăzi, pe cuvântul meu, m-aș fi așteptat astăzi ca primarul Ion Lungu, care de când este primar de 5 ani de zile, a făcut cetățean de onoare pe cine a meritat și pe cine n-a meritat, m-aș fi așteptat de la el să îl propună pe fostul fotbalist al Forestei, Mihai Baicu, să-i acorde titlul de cetățean de onoare post-mortem. Uh-huh. Eu cred că Mihai Baicu ar fi meritat. Da, pentru că a trăit o perioadă de glorie aici. Cât a jucat la Forest, a făcut-o Suceava foarte bine și eu cred că băiatul ăsta a meritat să primească titlul de cetățean de onoare. Dar primarul Lungu gândește cel mai des în chei populiste. Ori lui convine să-l facă cetățean de onoare pe unul care cântă muzică populară, pentru că ăla cu muzica populară apare el pe scenă și îl văd 10.000 de fani ai muzicii pop, pe când Mihai Baicu nu este un nume care la acest moment rezonează. Rezonează, da. Pentru că dacă Baicu, dau eu cuvânt, dacă Baicu ar fi fost jucător la Cetatea Suceava, Cetatea Suceava ar fi fost în Liga 1, Baicu era ultima rezervă din echipă și ar fi murit, cu siguranță l-ar fi făcut cetățean de onoare.
dar acum a trecut mult timp de când Suceava nu mai are echipă de fotbal în Liga 1, Mihai Baicu nu a mai jucat la noi și pentru Ion Lungu nu contează. Dacă era cântăresc de muzică populară, era cetățean de onoare. Îți mulțumesc, Sorin. Doamnelor, domnilor, comentariul zilei se încheie aici, numai bine!